Tragedie în localitatea dâmbovițeană Doicești. O familie, soț și soția, au murit intoxicați cu monoxid de carbon. Descoperire macabră făcută în această dimineață într-o locuință din comuna dâmbovițeană Doicești. O familie, soț și soție, au fost găsiți decedați în propria locuință de către vecini. Din primele cercetări se pare că bărbatul în vârstă de 83 de ani, iar femeia în vârstă de 73 de ani, au murit intoxicați cu monoxid de carbon. Această tragedie a șocat întreaga comunitate din localitatea Doicești pentru că cei doi soți erau niște oameni deosebiți. Aici, iată. Ea era cu fața aici și el cu fața în colțul ăla. Erau căzuți jos. Jos amândoi, deci da. Nu erau în pat să doar. Nu erau, domne, erau îmbrăcați de haine de zi. Stradă, de zi. Nu erau. Dar e sânge acolo jos? Sânge, da. Și în partea cealaltă. Deci credeți că s-au lovit când nu au căzut? Nu s-au lovit, domne, nu s-au lovit. Da, băi, dacă erau atât, ce să mai... A dus să păcuți amândoi. Alura e, o iau, uitați. Da. Puneți mâna pe perete. E geam și ăsta, pereții pe afară sunt caldă. Ce căldură a fost. Vecinii ne-au declarat că încă de miercuri după amiază nu i-au mai văzut prin curte pe cei doi soți. În prima fază au crezut că sunt plecați de acasă pentru că toate ușile erau închise. Însă în această dimineață o vecină destul de îngrijorată a alertat poliția din sat, care a venit imediat la loc de pe strada Constantin Brâncoveanu numărul 455, unde i-a găsit pe cei doi soți decedați în casă. A băgat lemne în sobă, la gaze, a ieșit. Miros și aia a fost. Ați venit de dimineață? De dimineață, da, la 9. Nu v-au răspuns? Nu, nu. Ușa încuiată, geamul încuiat. Și ce ați făcut? Ce-am făcut? Am dat telefon la primărie, primăria a venit cu un polițai, a spart ușa să erisească. I-a luat băieții la morgă și gata. Două persoane, un bărbat de 83 de ani și o femeie de 74 de ani. Soț și soție, da. Când i-ați văzut ultima dată? Alaltă ieri seară. Ieri nu i-ați văzut? Nu i-am văzut. Nu, și nici n-am venit la ei, că am avut probleme și eu. Da. Aveau cu gaze soba? Și gaze și lemne. Foloseau și gazele și... Da, da. Sunt amândoi morți în casă, din cauza căldurii, să știți. Asta e concluzia la toți care au intrat înăuntru. Că sunt și acum, e pereții și la exterior cald. De ce au făcut? Au făcut focul cu gaze? Au făcut focul în casă, băga și lemne și are și gaze. Probabil, eu am mai trecut mai de multe ori pe la ei pe aici și nu e în regulă ce faceți voi. Și dădea drumul la gaze până să aprindea lemnele și pe urmă închidea ei gazele. Dar probabil că de data asta, știu eu, i-a prins căldura sau cine știe ce și n-a mai închis gazele. Că gazele a mers până astăzi la ora 9. Coșurile, credeți că erau curățate, coșurile de fum? Coșurile. Da, da, sigur. Nu, soba a tras, da, din contră, a tras soba și a tras și oxigenul dinăuntru, că erau ușile amândouă deschise la sobă. Da. N-au reușit să scape. Nu. Păi da, ei sunt morți de aseară. A venit, uite, fata, doamna aia de acolo, era prietenă cu ea așa. A venit în jurul orei 5. A strigat la ei, era poarta încuiată cu un zăvor, a strigat, n-a răspuns, a intrat înăuntru, i-a închis găinile, totul a strigat, a bătut în geam. Voiam să vin să pui o brazdă, vorbisem cu ea și când am venit, am bușit pe la uși, nu răspund nimeni, lumile aprinse peste tot, ușile încuiate, găinile în curte, le-am băgat în curte, am plecat, că m-am dus, am un serviciu, aș văzut un om. M-am dus înapoi, am trecut aseară la 8:20, am bușit iară, n-a răspuns nimeni. Am crezut că sunt plecați pe undeva. Și când am venit azi de dimineață, la 7:30 am venit înapoi. M-am urcat pe masă, m-am urcat peste tot și m-am început să am întrebat pe nașii sau alu dânsa, alu tantineta. Zic, tu știi ceva de fină ta? Zic că nu răspunde. Adică am sunat la telefon, zic, până aseară la 9 de dimineață nu răspunde deloc. Zice, ce ar mai fi? Zice, unde o fi? Zic, mă, nu știu. Zic, duceți-vă voi și vedeți. Și eu am plecat. Și eu am găsit morți. Nu mai sunt bună de nimic. Vai, Doamne. Nenorocire mare. Eu munceam la ei în casă, munceam. Erau oameni buni, nu? Da, foarte buni. Beam cafea, munceam la Iași, veneam și mâncam la Iași, beam cafea la Iași. La fața locului s-au deplasat criminaliștii care au deschis o anchetă în acest caz, fiind întocmit un dosar penal pentru moarte suspecte. Am fost sesizați cu privire la decesul la două persoane în vârstă de 83, respectiv 74 de ani din comuna Doicești. Din primele verificări se pare că decesul a survenit în urma intoxicației cu monoxid de carbon. Polițiștii efectuează cercetări în vederea stabilirii împrejurării evenimentului. Anchetatorii, când au ajuns la fața locului, au găsit o căldură insuportabilă.
confortabilă în casă, pereții degajând căldură foarte puternică. Tot din spusele vecinilor se pare că familia folosea atât gazele cât și lemnele pentru încălzirea locuinței. Trupurile neînsuflețite ale celor doi soți au fost transportate la Spitalul Județean de Medicină Legală Dâmbovița în vederea efectuării necropsiei.